Numele meu este Oana Șervan, reprezint departamentul de comunicare din cadrul Fundației World Vision România și astăzi voi fi moderatorul evenimentului la care vă mulțumim că ați acceptat să participați. Salutăm prezența în sală a numeroși oaspeți distinși, domnul primar Ciupilan, de asemenea reprezentant ai mediului de afaceri, de la Camera Agricolă, de la Direcția Județeană, de la Direcția Agricolă, scuze. De asemenea, așteptăm de la Inspectoratul Școlar. Bineînțeles, să mulțumesc gazdelor noastre de la Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir și îl invit pe domnul director, Irimia Artene, să ne spună câteva cuvinte în deschidere. Bun venit în școală! Frumoasă vârstă de 109 ani. Dumneavoastră contribuiți la... contribuiți la cunoașterea școlii și pe plan național prin prezența dumneavoastră aici a oficialităților domnul primar Ioan Ciupilan, că îl mai botez o dată, l-am botezat la deschiderea anului școlar și le place. Mulțumim pentru că și-au făcut timp să vină, atât domnul primar cât și doamna viceprimar, doamna Catargiu. Dumneavoastră, celor care ați venit, v-ați făcut timp și ați venit la frumosul și evenimentul cu o greutate deosebită pentru școala noastră. Nu ne așteptam noi, colegii noștri la Miroslava, domnul Cipotaru, care este în mijlocul nostru, și o să vedeți că liceile agricole își vor recăpăta drepturile pe care au mai fost diminuate și ca și agricultura, de fapt, trebuie să-și revină la importanța pe care o are ca și ramura economiei, prin faptul că noi, școlile agricole, formăm forța de muncă necesară pentru ramura agricultură. Spuneam că școala se menține prin elevii ei, școala. Această experiență frumoasă de când suntem parteneri în proiectul Liceile Agricole, hub-uri locale pentru dezvoltarea femeilor mici și mijlocii, în parteneria, spuneam, și cu alte 7 licee agricole din țară. Au trăit copiii noștri, elevii noștri, experiență extraordinar de frumoasă, chiar din toamna anului școlar anterior, când au participat în cadrul programului Junior Achievement. Poetul a văzut un oraș opus, un sanctuar în care borborenii s-au mobilizat și s-au asociat într-o mare asociație și au gândit că este bine ca în Buști să se înființeze o școală de agricultură, respectiv astăzi Colegiul Agricol. Vreau să vă felicit pentru această acțiune care încercați pe această temă să reinventăm ceea ce am avut odată, ceea ce am avut înainte de Revoluție, acele ferme agricole mari puternice, să încercăm să le transformăm din ferme mici, practic tot în ferme mari, pentru că asta este singura șansă să rezolvăm în continuare problema economică a României. Agricultura a fost și a rămas și va rămâne totdeauna o ramură de bază a economiei românești. Pentru ceea ce faceți împreună cu cadrele didactice de la acest liceu, este un lucru extraordinar, un lucru care ar fi trebuit să fie menținut din 89 încoace. Să sperăm că mai multe idei, mai multe gânduri, copiii care termină astăzi liceul, copiii noștri, se vor reîndrăgosti sau se vor îndrăgosti de agricultură și sper că în continuare ne vom dezvolta și noi economica țară, să mai creștem un pic acolo unde eram înainte de 89. Vorbeam și cu colegii care sunt invitați de dumneavoastră aici, de importanța agricolă care au avut o țară noastră, agricultura pentru țara noastră. Îi felicit pe ei că au reușit să facă niște ferme destul de mari. Sper să mai comaseze mai repede decât să vină să ne cumpere alții terenurile. Să reușim să le avem noi în continuare, să avem acele ferme puternice de care avem nevoie. Iar pe cei de la conducerea școlii nu pot să răspund decât în continuare. Ferma agricolă pe care au avut-o e dezavantajat timp de 20 de ani, datorită acelor venituri care erau contabilizate și toată lumea, și tot Consiliul Local și chiar și noi uneori administratorii primării spuneam că au bani. În realitate nu au banii necesari, dar să sperăm că se vor întoarce și vremurile bune la loc în
pentru liceul agricol, pentru că vinurile de Huș au modernizat întregul județ Vaslui, s-a realizat toată infrastructura asta care are Vasluiul de la înființare ca județ cu vinurile noastre și să sperăm că liceul agricol care poartă cele două branduri și care eu sunt mândru și cred că toți cușenii, Zghihara de Huș și Busioaca de Bohotin, Busioaca n-a mai furat-o alții, dar Zghihara nu mai poate să fie nimeni din zona. Noastră își vor continua activitatea și vom reuși să ducem liceul acolo unde a fost dintotdeauna. Unul din cele mai performante licee din județ și din țară. Și eu pentru asta vă doresc mult, mult succes! Mulțumim.